Am surprins astăzi o discuție între Miruna și doamna Ecaterina în pauza dintre emisiuni. Miruna îi spunea doamnei Ecaterina că aș vrea să-și ușureze situația și făcea semn ca și cum că ar vrea să plece. Iar Cosmin l-am văzut destul de mirat așa de situație. Astăzi, după amiaza, când ușile s-au deschis, au fost foarte ok împreună, dar iarăși am mai surprins o discuție. Miruna îi curăța unghiile, aici în living mă refer, Miruna îi curăța unghiile și îi spunea ceva de genul că tu poți să spui că peste o lună o să mă ceri de soție, dar poate nu o să mai simt sau poate nu o să mai simt eu sau nu o să mai fie potrivit și că nu ar trebui să vorbim lucruri pe care nu le știm și nu avem de unde să știm ce se întâmplă și ceva de genul. Mie sincer îmi pare foarte rău pentru Miruna, pentru că a picat în această plasă, cred că fără voia ei, adică pur și simplu a fost atrasă în aceste discuții și uitați că tocmai ea a ieșit cel mai rău. Din punctul meu de vedere, nu cred că era cazul ca Miruna să intervine. Asta este o luptă între Raluca și Gabriela, pentru că i-a spus atunci, în prima zi, dă-te în puii mei.